Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Sorin Andronache, purtător de cuvânt al instituției prefectului județul Botoșani. Urmăriți o declarație de presă comună a purtătorilor de cuvânt ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne privind măsurile dispuse pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în județul Botoșani în contextul mini-vacanței de Rusalii. Colegii mei, purtători de cuvânt, vor detalia măsurile dispuse la nivelul fiecărui inspectorat. Bună ziua! Sunt Enișcu Delia, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Începând de mâine, la nivelul județului vor fi mobilizați în medie zilnic peste 140 de polițiști pregătiți să intervină pe toate palierele pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, fluidizarea traficului și creșterea gradului de siguranță rutier. Având în vedere faptul că în aceste zile traficul va fi aglomerat pe anumite artere rutiere, echipajele de poliție vor fi prezente pe drumurile publice cu autospecialele dotate cu aparatele radar, etilotest și drug test. Scopul acestora nu este de a aplica sancțiuni, ci de a identifica și extrage din trafic acele persoane care reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Pentru protejarea cetățenilor, polițiștii se vor concentra pe zonele cu risc de producerea unor incidente care ar putea să tulbure ordinea și liniștea publică sau să-i pună în pericol, cum ar fi cluburi, discoteci și locuri în care se formează aglomerări de persoane. Vă dorim să aveți parte de zile liniștite, lipsite de incidente nedorite, iar dacă sunteți victima vreunei infracțiuni sau dacă asistați la comiterea vreunei fapte antisociale, nu ezitați să vă adresați celui mai apropiat polițist sau să apelați 112. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt inspector principal de poliție Bunduca Ana Maria din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani. În perioada mini-vacanței prilejuite de sărbătoarea Rusaliilor Ortodoxe, specialiștii antidrog din județul Botoșani vor desfășura la nivel local activități de prevenire și informare cu privire la efectele negative și riscurile asociate consumului de droguri. Recomandăm tuturor să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor, mai ales dacă participă la evenimente cu public numeros, să nu consume substanțe psihoactive și nici alcool în exces, pentru a putea preveni orice incident nedorit. Adulții sunt sfătuiți să nu conducă autoturisme dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Consumul unor astfel de substanțe acționează asupra sistemului nervos central, cu efecte atât asupra stării fizice, cât și psihice și afectează funcția vizuală și de percepție, ceea ce generează o conduită necorespunzătoare în conducerea autovehiculelor. Agenția Națională Antidrog reamintește că, în cadrul proiectului de prehab, este funcțională linia telefonică adresată persoanelor consumatoare de droguri sau aparținătorilor acestora, prin intermediul căreia se oferă consiliere psihologică 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Numărul de telefon de prehab este 0374 456-444. Vă mulțumesc! Bună ziua, sunt Dani Zotov, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Botoșani. În mini-vacanța de Rusale Ortodoxe, jandarmii botoșaneni vor fi la datorie cu misiunea de a preveni și combate faptele antisociale care ar putea afecta siguranța cetățenilor. Jandarmii vor fi prezenți în zonele aglomerate și vor lua măsurile legale ce se impun în cazul constatării unor fapte de natură penală sau contravențională, fără a tolera încălcarea legislației. Luni, în cea de-a doua zi a Rusalilor Ortodoxe, efectivele de jandarmerie vor asigura ordinea și siguranța publică la hramurile mănăstirilor Gorovei, Balș și Sfânta Treime din comuna Știubei. Recomandăm participanților la manifestările publice să acorde atenția cuvenită copiilor care însoțesc, să respecte măsurile stabilite de organizatori și indicațiile forțelor de ordine și să solicite sprijinul jandarmilor în mod direct în cel mai scurt timp atunci când s-au produs fapte antisociale care afectează pe ei sau pe cei din jur. Bună ziua! Sunt capitan Lupu Dorina, purtător de cuvânt al ISU Botoșani. Pompierii vor fi la datorie și în această mini-vacanță. Ei vor fi pregătiți să intervină pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor implicate în diferite evenimente grave ce le pot pune viața în pericol și pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Profitând de zilele libere, multe persoane vor merge în zonele turistice. Acestora le recomandăm să respecte toate măsurile de siguranță, atât pe timpul deplasării, cât și pe durata sejurului. În această perioadă, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care din dorința de a se bucura de vară și de vacanța care abia a început, merg la scăldat. Nu de puține ori, aceștia aleg zonele neamenajate. Aceste locuri pot fi periculoase, în special pentru persoanele care nu știu să înoate foarte bine, deoarece curenții sunt puternici, marurile abrupte, iar nivelul apei se schimbă brusc. Pentru a preveni evenimentele, recomandăm cetățenilor să frecventeze doar locurile special amenajate pentru not și scăldat.
Cei care aleg să petreacă timpul liber la iarbă verde trebuie să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să aibă mare grijă la locul în care pregătesc grătarul. Astfel, sfătuim cetățenii să aprindă focul la distanțe de siguranță, doar în locuri special amenajate și fără să folosească substanțe inflamabile. Ne dorim ca cetățenii să se bucure de această mini-vacanță, fără evenimente deosebite. Vă mulțumesc! Poliția de frontieră și-a adaptat misiunile în scopul fluidizării traficului în punctele de trecere a frontierei, precum și pentru întărirea dispozitivului de supraveghere și control la frontiera de stat. Din experiența anilor anteriori, este preconizată o creștere a valorilor de trafic în punctele importante de trecere a frontierei, sens în care, în funcție de dinamica traficului, au fost dispuse măsuri pentru suplimentarea arterelor de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere a frontierei, respectiv suplimentarea personalului. Tot pentru fluidizarea traficului la granița de est, reprezentanții noștri mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statele vecine în vederea dispunerii unor măsuri comune. Reamintim că pe raza județului nostru sunt 3 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier: PTF Rădăuți, PTF Stânca, PTF Racovăț. Vă mulțumesc!